Cea mai lungă perioadă de secetă din ultimii 100 de ani schimbă harta României. 4 râuri au secat, 32 sunt în pericol să dispară și ele. În Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat, în locul lor au rămas albii pline cu bolovan și nisip. Zeci de mii de oameni din sute de localități primesc apă cu porția doar câteva ore pe zi. La 20 de kilometri de Târgu Jiu te întâmpină un peisaj sterp și neprimitor. Pietrele și nisipul de acolo erau până luna trecută pe fundul unui curs lat de apă, învins însă de seceta care usucă pământul de aproape un an. În albia râului Sohodol, care are o lungime de 14 km, n-a mai rămas nici măcar un fir de apă. Mai găsim doar câteva băltoace, pietre și nisip. Localnicii spun că râul n-a mai secat niciodată în această zonă. De atâta secetă, nici pânza de apă freatică nu a scăpat. În 388 de localități, oamenii primesc apă cu porția. Așa ceva eu n-am văzut. Deci e strigător la cer. E strigător la cer. Nu avem apă și noi o avem la program. Câte două ore, dacă ne nimerim acasă bine, dacă nu rămânem fără apă. Situația este gravă. 4 râuri din țară au secat, iar 32 din Transilvania, Moldova, Oltenia sunt în pericol să dispară din lipsa precipitațiilor. Deși pare, aceasta nu e o uliță de țară. Pe aici ar trebui să curgă râul Blahnița, dar de aproape două luni acesta a secat complet. Este 100% compromisă fauna, populația de pește, dar avem probleme și cu factorul poluant, deoarece printr-un debit scăzut o să avem o mai mare concentrare a poluantului. Perioade îndelungate de secetă, cum a fost cea din acest an, pot afecta pe termen foarte lung viața peștilor, existând posibilitatea să dureze zeci de ani ca populațiile de pești din râurile noastre să se refacă. Seceta severă a distrus și rezervațiile naturale. Delta Neajlofului din Parcul Natural Comana arată deprimant. Apele care au secat lasă vederii mâlul negru crăpat de uscăciune. Zona verde, care atrăgea sute de turiști în fiecare sfârșit de săptămână, era casă pentru zeci de specii protejate de păsări și plante.